la 402. La 402. Biblioteca Arthur Kenneth Vanderwall. Mă scuzați? Da. Fac un referat suplimentar la biologie despre râmă, plugarul naturii și am nevoie de niște cărți. De obicei merg la biblioteca din oraș și au mai multe cărți acolo. Dar mama n-a putut să mă ducă. Îl ajută pe tata la magazin. Să știți că e mare cererea de pietre funerare. Ha? Ai spus ceva? Uite de ce mă duc în oraș. Îmi spuneți unde sunt cărțile de biologie, vă rog? Nu sunt sigur. Pe aici, pe undeva. Bine, unde e catalogul cu cărți? Nu cred că avem așa ceva. Oh, v-ați modernizat. Ați băgat cărțile în calculator. E pentru cărți? Oh, acum înțeleg de ce nu are jocuri. Bine, doresc să vorbesc cu bibliotecarul șef. Cred că eu sunt. Da, sigur. Șmecher te mai crezi. Regret, eu sunt. Au fost reduceri de buget. Trebuie să rămân aici până se deschide un atelier auto. Nu, nu așa se ține o bibliotecă. Dă-te mai încolo. Lucrez de luni până vineri, dar nu și în vacanță. Vreau să mi se acorde puncte suplimentare pentru orice activitate. Mă rog. Titlul? Nu știu titlul exact. Întoarce-te când îl știi. Sunt doar bibliotecară, nu ghicitoare. Următorul? E super! Nu te mai plictisești. Unde-i jocul? Vrei să înveți machetele de trenuri și mașini? Știu niște șmecherii. Hei, poți să scoți un iepure pe nas? Jocul cu fiarele spațiale, te rog. Hei, uită-te la ochelarii ăștia cu infraroșu. Îți văd chiloții. Jocul, Jesse. Ia te uită, uite ce am eu. Un stilou care scrie cu scuipat. Nu mă face banii. Prea ușor, efecte sonore proaste, grafică slabă și ochii monstrului nu explodează destul de repede. Stai, mai am un joc. O să-ți placă. E super! Mi se pare că instrucțiunile sunt scrise cu sânge. Îl am aici, în dulap. Ce-i cu cărțile astea? Sunt de la biblioteca școlii. Vreau să le duc înapoi. Asta mai de 2 ani. Da, păi, de 2 ani vreau să le duc. La început mi-au trimis avertizări de alea nasoale, dar n-am avut bani să plătesc amenda, așa că am tot îndesat cărțile aici. Apoi nu mi-au mai trimis avertizări, nu că viața e minunată. Poți să deschizi o bibliotecă cu ce ai tu aici. Hei, nu sunt singurul cu cărți de la bibliotecă. Sunt convins. Dar nu ai vrea să afle mama ta, este? Glumești? E încă îngrozită de când mi-a găsit hamsterul în dulap. Am tot vrut să-l îngrop. Uite ce e. Îți fac o favoare. Scap eu de cărțile astea. În felul ăsta nu o să mai ai probleme cu mama ta? Hei, mulțumesc, dar lasă-le pe alea de anatomie. Nu știu de ce, dar îmi place să mă uit la fotografii cu schelete feminine. Poftim, ia-le. Mulțumesc, Arthur. Începusele să nu mai încapă sub patul lui frate meu. Mă bucur să te ajut. Eu mai am treabă, arrivederci. Copii, vă rog să ascultați pe Polly, care are de anunțat ceva foarte important. Atenție, copii! Ca bibliotecar junior am început un program nou numit Biblioteca Mobilă. Nu aplaudați încă. Aducând biblioteca în clasă, sper să vă determin pe toți să descoperiți plăcerile lecturii și să fac cărțile mai accesibile tuturor. Nu atinge asta! Scopul meu este să vă stimulez imaginația în orice domeniu vă interesează. Avem cărți despre indieni. Cui pasă de asta? Citind putem escalada munții, putem trăi aventura vieții și putem vizita tărâmuri îndepărtate. Da, mă tentează. Poli, de ce nu inviți pe copii să vină și să se uite peste ce ai adus? Nu, înainte să... Rândul 1? Inspectarea mâinilor! Degetele murdare strică hârtia! Și să nu credeți că nu mă uit la unghiile roase! Rândul 2! Bine, gata cu biblioteca pe ziua de azi! Păcat! Să nu uitați să treceți pe la bibliotecă! Pe mine mă găsiți acolo în...
fiecare zi! La revedere! Și să nu uitați, aduceți vine referatele despre clima. Și vine, dacă mai încerc să mai îmi dai iar o lucrare a fratelui tău, șterge-i măcar numele de pe copertă. Ha? Ți-ai făcut referatul? Am retras cuvintele, sigur că nu. Nu pot să-l copiez pe al tău? Amestecând propozițiile. O să-și dea seama. Nu, în plus nici n-am început încă. Hai să mergem la bibliotecă. Pierdere de vreme. Nu găsești acolo cărți despre climă. Am găsit eu una, o carte de referință. M-am dus eu la prânz și am ascuns-o după cărțile despre operă. Nimeni nu se uită acolo. Stai, tocmai mi-am amintit. Sergentul Poli e de serviciu. A, da, așa e. Să ne dezinfectăm mâinile ca să trecem inspecția. Clima afectează atât animalele cât și plantele. Hei, Nancy, ghici câte puncte negre sunt pe tavanul ăsta. Ce? Regula 17, nu străluta. Regret, trebuie să pleci. Hei, am ignorat primul strănut. Astea sunt regulile. Sper să nu mai fie nevoie să fac asta. Sunt bibliotecară, nu polițist. O altă completare pe lista rușinii. Lara Johnson, tuse și strănut. Atenție! Biblioteca se va închide în 37 de minute. Ușile se trântesc la ora 4 fix. Stai! Ce ai nebunit? Distrugi proprietatea bibliotecii? Trebuie să notez asta în dosarul tău neapărat. Ia-ți adio de la școală. Coatele jos, Charlie! Biblioteca se va închide în 36 de minute și jumătate. Aș vrea să o țin deschisă mai mult, dar și bibliotecarii juniori au viața lor. Hei! Stai drept! Într-o zi o să mulțumești. Datorită mie, nu vei suferi de dureri de spate tot restul vieții. Timpul a expirat! Dar n-am terminat! Nu sunteți singurii care aveți nevoie de cartea asta! Nu o țineți doar pentru voi! E rândul tău! Oh! Hei! Cauți o carte bună, fetițo? Ce? Nu te-ai săturat de psihopata asta? Hei! Oh, da! Parola! Spune-mi, Ismail! Wow! Bun venit la biblioteca Arthur Kenneth Vanderwall. E fantastic! Mă bucur că-ți place. Deviza noastră e fără așteptat, fără reguli, fără pole. Astea nu erau în biroul domnului Besser? Ba da. Și sub deviza împrumutului, cred că aveți nevoie de astea pentru referat. Super beton! Toate despre climă, e o bibliotecă grozavă, nu, Jess? Sigur! Profii se topesc când le bagi o hartă sau un grafic în referat. Cred că o să o folosesc. Prăjituri! Poate vrei să verifici site-urile web despre climă. Am notat niște link-uri adiționale la subsolul paginii. Poți folosi laptopul meu. Mulțumesc! Mai ai macaroane? Ai putea folosi caseta asta. Am înregistrat un documentar. Comentarul nu e foarte clar, dar graficile sunt absolut superbe. Grozav! Îmi place aici! De acum vin numai la biblioteca ta! În cazul ăsta îți trebuie un card personalizat. Oh! Numele meu e scris cu litere aurii! Te costă 2,50. Dacă îl pierzi, plătești o taxă de înlocuire. A? Bibliotecile nu iau bani? Nu și biblioteca Arthur Kenneth Vanderwall. Dar dacă nu te interesează oferta noastră, o să te scap de astea și te poți întoarce la Poli chiar acum. Cred că ai folosit unul din creioanele noastre. Și asta te costă. Hei, norocul meu e că nu mi-ai bani și pe hârtie. Cât ai folosit? Oh!
parte a bibliotecii Arthur Kenneth Vanderwell, situată convenabil în depozit la etajul 2. Fără așteptat, fără reguli, fără Polly. Taxele bibliotecii Arthur sunt negociabile. Bibliotecă utilă pentru școala elementară. Depășit, depășit, depășit. Bun venit la bibliotecă, domnișoară. Vă pot ajuta? Ce s-a întâmplat cu toate cărțile? Sunt împrumutate? Nu avem multe cărți, dar nu e o problemă. Nu știu de ce treaba nu merge prea bine. Asta e. Hei, stai drept. Ce păcat. Cândva era o bibliotecă minunată. Mie nu-mi place să pârăsc colegii, dar domnul Jackson face o treabă foarte, foarte proastă. Zău? Zău! Sunt multe cărți nereturnate și din cauza că nu ține registru, nu știm la cine sunt. Credeți-mă, am încercat. Sunt convinsă. Dar te-ai gândit vreodată să ierți? Să-i lași pe toți să returneze cărțile? Fără amendă? Exact. Poate dacă nu le-ar fi frică de amendă, copiii ar înapoia cărțile. Pot să le trec măcar numele pe lista rușinii? Nu cred. Lucrul cel mai important e ca biblioteca să-și recupereze cărțile și să nu mai avem rafturi goale. Nu, Polly? Fără amenzi? Mă duc să-i comunic ideea mea domnului Besser. Sunt sigură că va înțelege că dacă oferim o recompensă pentru cărți, o să primim foarte multe înapoi. Cum? Să-i răsplătim pe infractori? Vă urez o zi bună. Ar fi cazul să vă gândiți la un proiect pentru lecția următoare. Va fi despre obiceiurile prietenilor noștri indieni. Indieni? Dar nu avem nimic despre ei la bibliotecă. Îmi trebuie niște cărți despre indieni. N-am niciuna. Da, fac eu rost. $87. Ei, fiule, mai cam luat toate cărțile despre indieni din magazin. Și-am dat toți banii pe ele. Tot profitul din afacerea mea și alocația pe 3 luni. Ce fel de afacere ai? Depozit de hârtie? Am o bibliotecă. Ce amuzant! Mi s-a părut că ai zis că ai o bibliotecă. Așa e. Dacă vin niște copii pe aici în treabă de cărți cu indieni, trimite-i la mine. Îți dau 50 de cenți pentru fiecare. Da, avem cărți despre indieni. Bravo, Vincent! Nu știu dacă să dublezi sau să triplezi prețul de împrumut pentru cărțile astea. Apropo de bani, Arthur, comisionul meu, am primit doar jumătate din cât trebuia. Toate societățile iau bani de la angajați și investesc pentru ei. O să ajungi foarte bogat. Bună afacere. Dar aș putea primi un avans din plata următoare? În mod normal aș spune nu. Oh. Dar pe lângă asta stăm prost cu banii momentan. Dar situația se va schimba foarte, foarte curând. Mâine este ziua iertării. Pentru fiecare carte returnată, primiți 25 de cenți. Mulțumesc, Polly. Acum, copii. Încă un program de calitate pe care vi-l aduce simpatica și drăguța voastră bibliotecară, Polly McShane. Mulțumesc, Polly. Pentru a face biblioteca mai accesibilă, mai ales pentru voi, leneșilor, care nu vă oboți să returnați cărțile la timp niciodată. E cazul ca bibliotecara junior să ia loc. Hei, Arthur. Îmi trebuie cărțile să le returnezi. Singur, nicio problemă. Le poți cumpăra cu $5 bucata. Azi începem lecția despre indieni. Fiecare din voi va scrie un eseu de 2 pagini despre unul din obiceiurile lor care vi se pare interesant. Aproape 1 miliard de oameni locuiesc în subcontinentul Indiei. Miss Graves, de ce vorbim despre India? Pentru că asta e tema lecției noastre. Numele India vine din sanscrită și înseamnă... Dar credeam că o să vorbim despre indienii americani. Serios? E o idee interesantă, Arthur.
Poate că o să vorbim și despre ei cu altă ocazie. Așadar, vă spuneam... Cu altă ocazie? Eu nu pot accepta nici până mâine. Bun venit la ziua iertării! Te pot ajuta? Uite cartea mea. Ce, era prea grea ca să o aduci la timp? Și termenul cu 5 luni? Sunt sigură că pentru rol ai avut tot timpul. Dar ce, ca să aduci cartea? No, sigur că nu. Hei, ce se petrece aici? Abia dacă l-aud pe Lenny Kravitz. E ziua iertării, domnule Jackson. Da, da. Dar ce caut aici toți copiii ăștia cu cărți? Parola. Spune-mi, Ismael. N-ai adus pe nimeni cu tine? Regret, nu e nimeni. Sunt toți la ziua iertării. Ce liniște aici. Așa și trebuie, doar e o bibliotecă, nu? Și zici că sunt mulți copii la biblioteca școlii? Păi nu ți-ar veni să crezi. Toată lumea aduce cărți și primește bani și... dacă îți plac lucrurile astea... Ce vise aveam. Voiam să încep să taxez la pagina. Trebuie să plec. La ce ore să vin mâine? Nu te obosi. Biblioteca s-a închis. Domnule Jackson, ați auzit de domnul Markowitz? Markowitz? Profesorul orchestrei? Da, în weekend-uri face pe omul orchestră. Dar când a adăugat pianul și-a luxat spatele și acum caută un profesor nou. Să lucreze în domeniul muzicii? Exact, chiar acum se dau interviuri. Nu, poate că n-ar trebui să încerc, n-ar mai avea cine să se ocupe de bibliotecă. Nu-ți face griji, găsim noi pe cineva, deși nu vor putea să facă treaba ca dumneata. Mersi. Arthur, atâtea cărți nereturnate, mă uimești. Nu sunt ale mele. Vedeți, eu îmi returnez cărțile la timp. Nu, m-am dus și le-am adunat de la copiii care nu se mai oboseau să le returneze. Ai făcut tu asta în interesul școlii? Încerc să fac în fiecare zi o faptă bună. M-a impresionat. Și fiindcă e o faptă bună, sunt sigură că nu vrei nicio recompensă. Poți să pleci, mă ocup eu de asta. Desigur, eu nu vreau nicio recompensă, dar m-a impresionat atât de mult lecția despre India, încât am făcut niște cercetări și am aflat că mulți copii trăiesc în sărăcie. Da, din nefericire e adevărat. Așa că m-am gândit să donez banii pentru cărți copiilor săraci. Câtă generozitate! Da, mie îmi place să ajut. De fapt, dacă mi-ați da 75 de cenți pe carte, aș putea ajuta milioane de copii. Ar avea și ei ce să mănânce. E o idee minunată. Dar nu depinde de mine, ci de Polly. Trebuie să o întreb pe ea. Două zile? Cui pasă că ai avut pojar? Ce? Și pe mine m-a durut burtica și am venit. E bine și 25 de cenți. 18 cărți! 18 cărți, leneșule! Vrei să ajungi să n-ai ce mânca? Chestia asta e foarte distractivă! Ai făcut o treabă grozavă! Mulțumesc! Cred că următorul meu program îi va viza pe profesorii care nu au returnat cărțile. Eu zic că ar fi bine să vă uitați după aventurile lui Tom Sawyer. Bine... Știi, mai avem nevoie de un voluntar pentru o sarcină dificilă. De cineva cu niște aptitudini foarte deosebite. Poți să-mi recomanzi pe cineva? Băi, nu mai căutați, Miss Graves! Ador provocările! Domnule Collins, e suficient aer? E suficient? Dar așa, spune 7 sau 8 kilograme. Cum să fie, 7? 8? Dar valva asta pare cam uzată. Dar asta cu